Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la ediția de astăzi a emisiunii Telemedicina. Vă mulțumim tuturor că ați ales și pentru această după-amiază programele postului nostru de televiziune. Iată, dragi prieteni, că în studioul nostru, în direct cu dumneavoastră, la această oră, se află domnul profesor universitar dr. Dan Vasile Mârțu, medic primar ORL de la Clinica ORL, Spitalul Clinic de Recuperare din Iași, căruia îi spunem bine ați revenit la noi, domnule profesor. Sunt minele. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră celor din studio, telespectatorilor și telespectatoarelor. Tuturor telespectatorilor, oriunde s-ar afla, Suceava, Botoșani, Vrancea, Covasna, Harghita, Tulcea, Neamț. Așa că, stimați telespectatori, așteptăm telefoanele dumneavoastră pentru domnul profesor universitar dr. Dan Mârțu. Bineînțeles, telefoane cu întrebări din sfera ORL. Deci, orice afecțiune ORL, orice nelămurire pe care o aveți dumneavoastră, puteți să o adresați întrebându-l pe domnul profesor telefonic. 0232 229913, numărul nostru de telefon. Deci, în această emisiune, dragi prieteni, ne-am propus să discutăm despre afecțiunile ORL din acest sezon, dar și despre deficiențele de auz, pentru că ne va spune domnul profesor cât de frecvente sunt aceste afecțiuni, deficiențe de auz sau hipoacuzii. Da. Simțul acesta al auzului este primul simț care apare la viețuitoare și din această cauză este unul din simțurile importante, având conexiuni în importante zone din creier și, bineînțeles, cu tot ce înseamnă organism. O stare bună înseamnă un bun auz. Și spun stare bună, vă dau un exemplu apropo de hipoacuzie. Vedeți, dumneavoastră, cu cât se înaintează în vârstă, cu atât auzul scade. Cu cât se înaintează în vârstă, cu atât persoanele devin, să zicem, mai retrase, mai închise, mai puțin sociabile. Și la aceasta contribuie și faptul că scade auzul. Și atunci este jenant pentru o persoană în vârstă să spună, alo, vă rog, și preferă să se închidă în sine și să tacă. Tot la fel de important este auzul și pentru copii. Copilul, în unele afecțiuni cu repercursiuni asupra organului auditiv, nu are simptomatologie dureroasă. Neavând simptomatologie dureroasă, părinții, dacă sunt mai puțin atenți, nu observă că îi scade progresiv auzul. Și atunci, fie că ajunge într-un stadiu în care este dificil de tratat, cel puțin prin mijloace cât de cât clasice, sau observă că îi scad performanțele la școală, îi scad performanțele școlare, nu pentru că el ar avea mai puțin, dacă vreți să spun, apetit pentru învățat, ci pentru că el recepționează mai greu lecția, se înțelege mai greu cu cei din jurul lui. Și de aici, sigur că apar probleme, că am dat doar două exemple care încearcă să arate că totuși acest simț este important. Și că deficiențele de auz există și că sunt destul de importante. În aceste situații pe care le-ați relatat dumneavoastră, chiar doamna învățătoare sau doamna profesoară poate să tragă un semnal de alarmă părinților pentru a fi mai atenți cu acel copil. Mi-aduc aminte că în urmă cu vreo, cred că 15-20 de ani, echipa noastră din clinică mergea în școli și făcea un fel de screening, adică o testare a auzului. Și în urma acestui screening am depistat mulți copii în clasele 1-4 cu deficiențe de auz. Acum, sigur că lucrurile au mai evoluat și noi facem un screening al nou-născutului în județul Iași și nu numai. Căutăm să extindem acest screening, această testare a fiecărui nou-născut în toate județele Moldovei, în județul Bacău, în județul Suceava, probabil și în județul Vaslui. În fine, ideal ar fi ca să fie în toată țara, pentru că în felul acesta o deficiență de auz depistată la o vârstă fragedă poate fi tratată corespunzător.
ca să nu spun de cei care se nasc surzi și sunt destul de frecvent, este cofoza, dacă vreți, hipoacuzia bilaterală profundă, este cea mai frecventă afecțiune la naștere, 1 până la 2 sau chiar 3 la 1000, la 1000 din nou născuți, prezintă o asemenea deficiență. Ei, un asemenea copil înseamnă că el este rupt de realitate și dacă până la o vârstă de 3, 4, 5 ani nu primește informații auditive, acest fapt are serioase repercursiuni asupra dezvoltării lui, nu numai din punct de vedere auditiv, dar chiar intelectual. Aceste deficiențe de auz, domnule profesor, sunt mai frecvente la copii sau la oameni în vârstă? Deci spuneați că este apanajul unei vârste înaintate. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât auzim mai puțin bine. Bine, e ceva fiziologic. Exact, da. Nu numai că auzim mai puțin bine, mergem mai puțin bine. Exact. Avem mai multe... E o oarecare regresie din toate punctele de vedere. Dar la copil ce se întâmplă de fapt? De ce copilul are deficiențe de auz? Eu le spun și la studenți, viitorul urechii se joacă în copilărie. Este foarte important ca părinții să fie atenți în această perioadă, nu numai din acest punct de vedere a aparatului auditiv, dar în general, pentru că sănătatea este un bun care ți este dat și care trebuie să menținut. Și atunci părinții trebuie să fie, dacă vreți, informați ca să cunoască faptul că sunt niște semne care le pot arăta că nou-născutul, copilul mic, nu este atât de prezent în mediu. În mod normal, copilul, în momentul când aude un zgomot, când aude, se întoarce capul spre direcția zgomotului. Urmărește cu privirea sursa sonoră. Este atent la buzele mamei care îi pronunță cuvintele. Își controlează vocea, pentru că, vedeți, noastră, există un, noi spunem, feedback, adică o măsurare făcută de noi înșine a emisiei vocale. Un asemenea copil nu-și controlează vocea, el poate să țipe când ar trebui să vorbească încet sau invers și părinții trebuie să cunoască toate aceste semne. Copilul nu este atent la ce este în jur, la tot orice sursă sonoră. Și în această situație trebuie să informeze medicul de familie. Medicul de familie, la rândul lui, nu are foarte multe mijloace de a depista hipoacuzia la nou născut. Pentru că aparatele trebuie să fie niște aparate obiective. La un copil, el nu are posibilitatea de a ne da informații privind informațiile care le primește. Și atunci sunt niște testări obiective. Sigur că există o așa numită audiometrie comportamentală, în care copilul este condiționat să răspundă la anumit stimul sonor. Și asta se poate face în orice cabinet de o persoană care, mă rog, este informată, dorește și vrea să facă, deci un medic de familie. Noi am mai făcut și dorim să facem informări în acest domeniu pentru medicii de familie. O a treia etapă este când medicul de familie confirmă, dar vrea precizarea și determinarea gradului hipoacuziei. Și atunci el trebuie să trimită medicul la un specialist. Acum, sigur că sunt mai multe clinici, dar este bine să fie trimis într-un serviciu unde există posibilitatea efectuării de teste obiective. Aceste teste obiective măsoară exact cum, dacă vreți, putem măsura dimensiunea acestei mese folosind un aparat de măsură, la fel se măsoară și gradul de auz folosind aceste aparate care sunt, zicem noi, obiective. Domnule profesor, ce rol are ereditatea, factorii genetici în apariția tulburărilor de auz la copil? Da, vedeți, se pare că odată cu înaintarea în civilizații, cu evoluția civilizației, crește frecvența acestei mutații genetice, pentru că este o mutație genetică. Acum, în general, există o lege care spune că mutațiile se datorează adaptării organismului, deci câștigă ceva. Nu știu, filozofic vorbind, ce ar avea de câștigat o persoană
cu această mutație. Dar încă medicina moleculară, medicina este în... Dar revenind acum la problemele mai puțin filozofice, mai practice, într-adevăr, în familii de surzi, dacă sunt ambii părinți surzi, au mari șanse ca copilul lor să fie de asemenea surd. Problema este însă că, de multe ori, cei care au această deficiență, dizabilitate, să spunem, nu doresc ca și copilul lor să audă. Există așa numita cultură a acestor persoane și doresc să rămână în cultura respectivă. Și se înțeleg avem așa cum probleme. Da, este așa, vrea și copilul lui să fie ca și el. Să nu... O anumită gestică, o anumită... Da, există un limbaj mimico-gestual. Exact. Prin care ei... Dar, în fine, vedeți noastră... Faptul că un copil sau o persoană este lipsită de simțul acesta nu îi dă posibilitatea să avanseze foarte mult. Deci e o stopare în dezvoltarea lui. Trebuie să fie cu totul și cu totul excepțional copilul respectiv ca să dobândească un nivel superior de pregătire și de inteligență. Da. Deci, orbi, să spunem, care au ajuns pe cele mai înalte trepte ale cunoașterii, dacă vreți, științii, ale cercetării, sunt, dar surzi nu prea. Am înțeles. Există totuși și alte cauze care duc la deficiențele de auz. Dacă ar fi să ne gândim la cauze infecțioase, pot să fie incriminate? Sigur că da. Deci, sunt cauze care sunt genetice înainte de naștere, care moștenesc, dacă vreți. Cauze care survin în timpul sarcinii, cum ar fi folosirea unor medicamente, care, mă rog, a căror listă este tot mai mult restricționată, precum și infecții care se produc după naștere. Infecții care pot să fie latente, adică nu sunt manifeste, ele sunt fără simptome clinice evidente, în sensul durerii sau a unui zgomot în ureche, și altele care sunt infecții cu dureri, cu puroi care se scurge, cu febră, cu... și toate acestea pot determina o hipoacuzie. Chiar astăzi am operat un copil de 12 ani care din treaptă în treaptă s-a agravat o otită, o otită din aceasta, zis, cum am zis, latentă, adică care a evoluat torpid, și care progresiv s-a accentuat și un computer tomograf făcut în urmă cu câteva zile arăta destrucția peretelui superior, deci care separă urechea de creier, deci era în pericol de a face meningită. Deci există și complicații cu mult mai acute, mai grave și mai... Acum să vă spun, cine are o surditate poate să trăiască bine mersi și cu surditatea respectivă. Dar cine face o meningită, de exemplu, aceasta este o afecțiune cu risc vital. Cine face un absces cerebral tot de la ureche, otogen, este iarăși o complicație cu risc vital. Și multe altele, o septicemie prin infecția venelor mari care trec prin ureche, o paralizie facială care este foarte neplăcută, de importante sechele estetice. Toate astea au repercursiuni. Sigur că, din fericire, numărul, dacă compar ce se întâmplă acum cu ce se întâmpla cu 30 de ani, numărul acestor infecții grave este cu mult mai scăzut. Asta este bine. Dar, în același timp, a crescut foarte mult numărul infecțiilor acestora latente, infecții care nu au un răsunet asupra stării generale. Și prin faptul că ele evoluează lent, persoana nu-și dă seama de ele și te trezești, sau persoana respectivă ajunge să aibă un auz
deficitar. Deci de la o simplă răceală până la urmă se poate ajunge la o infecție la nivelul urechii, la o otită. Bineînțeles că și aceste otite sunt de mai multe feluri, dar, cum spuneați dumneavoastră, se poate ajunge la o complicație foarte gravă. Nu numai că se poate pierde auzul, ci pacientul... pune în pericol viața. Exact. Se ajunge la meningită sau abcese cerebrale sau alte septicemii, complicații. Tromboflebite... Deci cazuri foarte grave, eventual se impune transferul la spitalul de infecțioase dacă există o astfel de problemă. Orice infecție întâi trebuie să fie eradicată. Exact. Deci focarul de infecție trebuie să fie rezolvat și după aceea infecția trebuie să fie tratată. Acum, de obicei, tratăm la noi în clinică. În clinică, dar sigur că dacă este un abces cerebral, de exemplu, merge la neurochirurgie. Dacă este o meningită și sunt necesare o serie de antibiotice mai puternice, hai să spunem, merge la infecțioase. Dacă ați fi să faceți o comparație între cazurile care și gravitatea lor care apăreau atunci când ați înființat această clinică de ORL, pentru că dumneavoastră ați fost cel care ați înființat clinica de ORL de la Spitalul de Recuperare, ce ne-ați spune privind așa în timp? Privind în timp, aș spune că pentru adulți simptomatologia gravă a scăzut. Nu am mai văzut decât rare ori, una, două, trei cazuri pe an de abcese cerebrale, de meningite. În schimb, pentru copii, cazurile grave încă sunt. Încă sunt, pentru că, vedeți, dumneavoastră, lumea trebuie să fie informată. Și de asta o asemenea emisiune este foarte bine, că și nu numai cu acest profil, dar orice profil din... eu știu, cardiologie, de ortopedie, de neurochirurgie. Da, asta lumea, ne dorim și noi, exact, o conștientizare lumea, exact, a lumea trebuie să știe și dacă are disponibilitate să urmeze sfaturile care se dau și să fie receptivă la ele. Da, este, sfaturi benefice da, pentru că este foarte important, vedeți dumneavoastră, să vină o persoană în timp util. Azi am primit un cancer de undeva din teritoriu și este un cancer nu numai cooperabil, dar care permite să facem o intervenție care să păstreze organul, un cancer de laringe, care să păstreze laringele. Și atunci nimeni nu vine de bunăvoie sau cu plăcere, în ghilimele, într-o secție de chirurgie. Însă când îi spun unui om că îl lipsește un organ important, că el nu va mai putea vorbi, că el nu se va mai putea alimenta, să zicem, că el nu va mai putea auzi. Sigur că persoana respectivă ezită și chiar refuză intervenția și am avut persoane care, deși le s-a spus că afecțiunea prezintă risc vital și faptul că nu se operează înseamnă că în câteva zile să se întâmple decesul. Cu toate acestea au refuzat pentru că ei își doreau să fie așa. Dacă vreți, există în trecut un caz celebru, nu știu dacă știți, Maria Tănasiu, celebră cântăreață de muzică populară, s-a sfârșit prin cancer de laringe. Ea a refuzat intervenția. Da. Și acum un mare actor american are un cancer de laringe, dar, mă rog, a fost depistat la timp, a făcut chimio și fizioterapie. Și prognosticul este bun. Să răspundem la un telefon, domnule profesor. Bună ziua, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă ascultăm, de unde ne sunați? Din Iași. Din Iași, spuneți. Mă numesc Nina Cioban și aș dori să vorbesc cu domnul profesor Mărțu. Da, vă ascultăm. Dumnealui lui mă cunoaște, am fost asistentă la clinica ORL din Iași, Spitalul Spiridon. Bună seara, domn profesor. Să rămâne, doamnă. Domn profesor. Vă rog. Ne-ați, nu știu, mă mai țineți minte. Ne mai spuneți odată cum vă numiți, pentru că nu am auzit foarte bine numele dumneavoastră. Nina Cioban.
clinica ORL, am fost asistentă la ORL Spitalul Spiridon. Ah, da, cum să nu? Sigur că da. Doamna da. Cioban, da, dacă da, da, am da, înțeles. Da. Domn profesor, știți că am fost operată de otomastoidită și am rămas cu acufenele alea veșnice și mi-a spus ori îți treci, ori te obișnuiești cu ele. Și într-adevăr nici nu mi-au trecut, dar nici nu m-am obișnuit cu ele. Na, decât, știți cum se spune, boală veche, moarte sigură. În fine, asta ca să vă încurajez. Deci de acufenii nu se moare, însă este teribil de neplăcut, așa este. Așa este, așa este. Da. Ce să vă spun? Veniți, vă rog, să mai vedem, să vedem ce se poate face. Mai încercăm niște perfuzii, mai... Da. Da, am făcut din asta, la care mi s-au mai adăugat și alte probleme. Am făcut și un osteom la sinusul frontal. Și medicul neurolog, am făcut și un accident vascular, adică mai multe. Și medicul neurolog mi-a spus că trebuie să mă operez. Acum, na. Da, da. Eu pot să vă spun că vă primesc cu plăcere, că dacă vreți facem un consult interdisciplinar și vorbim cu ceilalți care sunt, mă rog, au tangență cu problemele apropo de osteom sau ce aveți dumneavoastră, nu. Da. Așa la telefon, ca să zic așa, e foarte greu da, să e greu de... vă dau o soluție, doar mai ales că și... este, mă rog, o afecțiune veche și dificil de tratat. Da, sperăm că doamna își va găsi rezolvarea, poate să vină la dumneavoastră, la clinică, la... spitalul de recuperare la clinica ORL și o veți îndruma acolo. Vedeți, unde acum unde vreau trebuie. Să vă spun ceva care, mă rog, sunt și situații în care ești pus în postura de a face prea puțin sau de a nu putea ajuta pe cineva. Sunt asemenea boli. Sunt asemenea boli. Dar, deci, repet, avem toată bunăvoința și căutăm în limitele stadiului. Eu cred că fiecare stadiului, medic își dă da. Interesul da. Din toată ființa lui și din toată puterea lui pentru a face tot ce e mai bun pentru pacient. Nimeni da. nu face cu rea voință ceva pentru un pacient. Da, da, vedeți, sunt situații când pur și simplu afecțiunea respectivă depășește capacitatea profesională a persoanei respective. Exact. Sunt situații când medicul respectiv nu a avut acces la o asemenea patologie. Pentru că din ce în ce mai mult medicina se specializează. Vedeți că eu am intrat în ORL, era considerat o disciplină mică. Ceea acum, ce nu mai e valabil acum. Acum nu mai Domnule sunt profesor, oreliști. Îmi cer sunt, scuze, da. Câteva momente de publicitate, da, după care revenim și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, stimați telespectatori. Am revenit în platou, stimați telespectatori, emisiunea Telemedicina continuă. Vă reamintim tuturor că la această oră în direct cu dumneavoastră este domnul profesor universitar dr. Dan Vasile Mârțu, medic primar ORL de la Clinica ORL, Spitalul Clinic de Recuperare din Iași. Domnule profesor, continuăm subiectul emisiunii noastre început acum jumătate de oră despre deficiențele de auz și nu numai, ne-am propus și afecțiuni ORL de sezon și, eu știu, alte subiecte importante și alte cazuri mai interesante pe care le operați dumneavoastră și veniți în contact aproape zi de zi la spitalul de recuperare. Dacă ar fi să ne întoarcem la deficiențele de auz, v-aș întreba dacă acestea sunt de mai multe tipuri, dacă se pot clasifica, eu știu, în funcție de numărul de decibeli pe care poate tolera urechea noastră sau ne explicați noastră cum e mai da, bine. Da, deci există multiple clasificări ale hipoacuziei, dar pentru telespectatori este important după gradul de pierdere auditivă.
și ele se împart în hipoacuzii ușoare, hipoacuzii medii, hipoacuzii grave, hipoacuzii profunde și cofoză, deci când surditate totală, când persoana respectivă nu aude niciun sunet. Sigur că din alt punct de vedere al locului unde se produce afecțiunea, se pot împărți în hipoacuzii cu origini la nivelul urechii externe și pot să vă dau un exemplu foarte banal, dacă vreți, un dop de ceară, un dop de cerumen, produce o scădere de auz. Este destul ca o persoană care are tendința ca glandele de la nivelul conductului auditiv să secrete mai mult cerumen, în momentul când face un duș sau când intră în apă, acesta se umflă și îi maschează calea aeriană. Și atunci persoana respectivă face o hipoacuzie, se produce o hipoacuzie. Evident că este foarte simplu de tratat și poate în câteva minute, dar și aici atenție și cei care au tendința de a face dopuri de cerumen, se roage personalul medical care îi ajută să nu le facă spălătură. Deci este periculoasă. Deci nu este indicată spălătura nu este indicată pentru că poate duce la ruptura timpanului, la lezarea timpanului prin jetul de apă care proiectat cu putere poate să rupă un timpan, ca să nu mai spun de faptul că sub dopul de cerumen poate să fie o perforație. Și atunci, deci, dopul de cerumen se pune apă oxigenată, se înmoaie și apoi se aspiră cu un aparat special, un aspirator. Și bețișoarele acelea de urechi sunt sau nu indicate până la urmă? Am văzut acum că au niște bețișoare prin farmacii să găsesc mai corespunzătoare, pentru că înainte erau de un calibru foarte mare și era dificil de folosit. Nu prea văd rostul lor, dar mă rog... Mai degrabă ele sunt folositoare când vrei să transporți un unguent la nivelul urechii. Dar altfel ce să faci cu bețișorul? Să te scobești cu bețișorul, n-are rost. Nu. Cu un colț de prosop? Cu un prosop? Deci, urechea, o regulă simplă. Urechea se spală ce este în afara conductului. Nu se bagă apă în ureche ca să fie spalată. Asta este lege. Deci urechea externă se spală. În conduct nu se introduce apă. De aici, sigur că cu puțină vată când intri în piscină și poți să încerci să scoți apa din urechi, ca să zic așa. Un alt nivel la care se produce hipoacuzie este la nivelul urechii medii. Asta înseamnă timpan și osișoarele care se găsesc în urechi. Ei, dacă cele de la nivelul urechii externe sunt foarte simplu de tratat și acestea sunt relativ simple de tratat, adică fie se fac operații în cazul unei otite cronice, de exemplu, cu diversele ei variante osteitică, colesteatomatoasă, polipoidă, fie dacă urechea este uscată și hipoacuzia este destul de mare încât să deranjeze, se poate pune o proteză auditivă. Se protezează auditiv. Și, în sfârșit, un al treilea loc care poate produce scădere de auz este la nivelul urechii interne. Ei, aici problemele sunt mai grave pentru că nu oricine poate să facă o intervenție de această anvergură. Aici, când afecțiunea este localizată la acest nivel și hipoacuzia este profundă sau totală, se recomandă implantul coclear. Pentru celelalte hipoacuzii nu sunt operabile, dar sunt protezabile. Pe care dumneavoastră l-ați făcut în premieră în anul 2000, dacă greșesc, să mă corectați. Da, în 2000, în premieră la Iași și în premieră în România. La Iași s-a făcut primul implant. Da. Implantul cohlear. Ce înseamnă implantul cohlear? Practic, el este reprezentat de o porțiune externă, un microfon și un transmițător, dacă vreți, care prelucrează unda sonoră, o transformă în impuls electric, care este transmis transcranian la aparatul care este implantat înăuntru, în craniu, în osul temporal,
sau occipital, mă rog, și de acolo pornesc niște firișoare, noi le denumim electrozi, care merg în contact cu nervul auditiv. Este o intervenție fină, o intervenție delicată. Orificiu prin care trec acești electrozi este de 0,6 mm, 0,6, 0,8 mm. Deci, și sediul trebuie să fie exact în contact cu nervul, pentru că altfel nu se poate face operație. Și este un succes pentru... Da, noi avem, cred că, nu cred, sunt sigur, cel mai mare număr de implantați, peste 200, și astăzi s-a făcut un implant în clinică și nu, avem posibilitatea să lucrăm cu toate firmele de implant, că sunt vreo 4 producători de implant, și am ales această soluție pentru că să putem deservi persoanele care sunt implantate oriunde în lume, pentru că, vedeți dumneavoastră, tipul de implant din Statele Unite nu poate să fie deschis, nu poate să fie activat decât cu un anumit tip de aparatură, care la noi este. Mai există un implant australian, care este, toate sunt buni, un implant austriac și un implant franțuzesc. Folosim implantul franțuzesc în special pentru că la noi implantările se fac unilateral. Noi, statul român nu are încă capacitatea financiară de a proteza ambele urechi în cazul unei sutități. Atunci se protezează unilateral. În Germania, Franța, America, se oferă două aparate, dreapta-stânga, ca persoana să audă stereofonic, să aibă posibilitatea unui auz mai bun, mai competitiv. Și când ei, aparatul ăsta franțuzesc, da, ne dă posibilitatea cu un singur aparat să implantăm ambele urechi. E și avantajos ca preț de cost și facem lucrul ăsta. Când dumneavoastră, ca medic, ca profesor, chirurg, care operați pacientul, luați această decizie că are nevoie pacientul de un implant cohlear? Deci, ideal este să depistăm copilul încă de la naștere. Copilul va purta începând de primele luni proteze auditive puternice. Dacă protezele auditive nu-și dovedesc eficacitatea, și noi știm că nu și le dovedesc, dar câteodată se întâmplă, hai să spunem, minuni. Mă rog, există posibilitatea de a urmări în evolutiv în timp o hipoacuzie. Și dacă după 6, 7, 8 luni, deci în luna 6, începând din luna 6, copilul nu-și recapătă capacitatea de a comunica cu ajutorul protezilor, nu-și capătă până. Atunci el devine candidat de implant și se implantează. Implantul se face și la alte vârste mai înaintate sau numai la copilul mic? Ideal este să fie făcut la o vârstă cât mai fragedă. Cu cât e mai vârsta mai fragedă, cu atât capacitatea de a învăța a copilului este mai mare. A pune un implant la o persoană care nu a auzit până la vârsta de 20-30 de ani, câștigul este minim. Acea persoană va auzi, însă creierul nefiind educat ca să primească semnalele sonore, nu are posibilitatea de a descifra mesajul sonor. Evident, el va fi ajutat, de exemplu, când traversează strada și îl claxonează un automobil, fiind cu implant, el își dă seama că se întâmplă ceva și atunci se ferește. Când îl strigă mama sau, eu știu, persoana, aude sunetul, însă nu are capacitatea de a dezvolta un limbaj corespunzător la nivelul ăsta. Am avut un caz foarte interesant, am operat la 33 de ani, surd din naștere și cu foarte bune rezultate. Un pacient din București, refuzat de alții însă, a plătit implantul pentru că în categoria aceasta de vârstă persoanele acestea trebuie să-și plătească implantul, tocmai datorită progreselor limitate pe care le oferă implantarea. Dar, oricum, el este foarte mulțumit și a găsit servicii. Lucrează ca la calculator, ca programator sau... Și și-o găsit o prietenă, deci a putut să-și întemeieze o familie. Deci, vedeți, implantul ajută pe oricine. Însă, cât de mult,
și chiar la un copil mic, vedeți dumneavoastră, sunt persoane care, Schliemann, de exemplu, nu numai, dacă el a fost un arheolog neamț, știa 28 de limbi străine. Nu toți pot să înveți 20. La fel și copilul cu implant. Sunt unii care progresează și evoluează foarte bine, alții mai puțin bine. Preocupările în legătură cu deficiențele de auz au existat de pe vremea lui Aristotel, care nota în lucrările lui despre deficiențele de auz și despre cam cum ar, care ar fi posibilitățile de tratament. Deci iată că implantul cohlear este o salvare, da. Este o șansă extraordinară, pentru, mai ales pentru copil, să audă și să devină o persoană normală, absolut normală. Primul aparat făcut din mâna omului care intră direct în legătură cu creierul. Și gândiți-vă ce ar fi însemnat pentru Beethoven, de exemplu, să ai posibilitatea, el a surzit, o surzitate progresivă. El beneficia de implant, de exemplu. Dar el ținea o baghetă în dinți, folosea, asta o, era mai bună, era calea de transmisie osoasă, o baghetă pe care o ținea cu dinții și o punea pe placa pianului. Și în felul acesta îl ajuta, îl facilita. Da, bine, la gradul lui de excepționalitate, ca să zic așa, muzicală, el avea un univers sonor, exista independent de ce este în jurul lui. Sunt fenomene din acestea care țin de paranormal, dacă vreți, genii. Exact, un har genii. Primit da. La naștere, probabil. Da. Poate se naște. Enescu, cu... Exact. Știa pe de rost toată opera lui Bach. Memoria auditivă fantastică, excepțională. El avea ca prim violonist Cioran, parcă îl cheamă. Deci era la Paris, la un spectacol, la Filarmonica din Paris, la un moment dat s-a stins lumina în sală. Și evident, orchestra a încetat să cânte. O singură vioară cânta. Era românul, prim violonist, adus de Enescu, care el nu avea nevoie de note, nici nu știu dacă știa notele. Da, da. Era un talent da. Cu care s-a născut și da. Care rămâne până dincolo de viața aceasta. Merge și în lumea cealaltă. Domnule profesor, deficiențele acestea de auz se asociază cumva și cu altă simptomatologie situată la nivelul altor organe? Dramatic este când sunt persoane sau copii plurimalformați. Există un sindrom, CHARGE, se cheamă, în care este afectat și văzul. Și vă dați seama că este foarte dificil pentru o asemenea persoană să se reintegreze, să intre în mediu. Problema care se pune, și am spus de mult că ar trebui să existe o comisie de bioetică în domeniul ăsta, în condiții un număr limitat de implante, pe cine implantăm? Un copil plurimalformat, cu mai multe malformații, sau un copil normal? Dacă este un singur implant. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Ba, răspund eu, dar mă rog. E dificil. Sigur că în asemenea situații eu pledez pentru a oferi o șansă. Și acum avem în clinică un copil cu o encefalopatie care a fost totuși implantat, deși posibilitățile lui sunt limitate. Dar, vedeți, e greu să fii, să erigezi într-un rol în care, pentru care nu. Da, practic trebuie să hotărâți soarta cuiva, destinul cuiva. Da. Stă în mâinile dumneavoastră foarte, în momentul respectiv. Nu în special al meu, suntem mai mulți acolo care discutăm și luăm o hotărâre în comun. Sigur că eu, fiind mai cu experiență, mă mai întreabă lumea, dar... Cu siguranță vă întreabă. Dar e greu, e dificil, să știți. E dificil. Ideal ar fi ca să existe pentru fiecare pacient câte un implant. Și atunci nu s-ar mai pune problema. Să sperăm că o să Sunt ajunge. Foarte costisitoare, să înțelegem. Un implant costă în jur de 20.000 de euro. 20.000 de euro. Vă dați seama că așa e omul. Și bine că este așa, că el își dorește și mai mult și mai mult.
normal ar fi să fie implantat binaural, dar de Dumnezeu să avem posibilitatea să implantăm monoaural, deci la o singură ureche, toți copiii de pe lista noastră. Ori noi avem acum vreo 46 de copii și, mă rog, am promisiuni de la domnul director al casei, mă rog, cu cine am mai vorbit în sus sau în jos, că ne ajută ca să implantăm un număr cât mai mare din acești copii. Însă niciodată, în niciun an, numărul de implante care ne-a fost oferit prin Programul Național de Implantare nu a fost suficient ca să acopere toate nevoile. Și la un moment dat copilul iese din perioada optimă de implantare și atunci noi nu putem să-i mai oferim gratuit implantul. Părinții sau îl plătesc sau, mă rog, el rămâne surd și devine, deci, surdo-mut. Da, și poate că nu pentru toți părinții există această posibilitate de a găsi acei bani. Mai avem un telefon să răspundem. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. De unde ne sunați? Din Câmpul Lung Moldovenesc. Vă ascultăm. Am o întrebare pentru domnul profesor. Spune. Bună seara, vă rog. Am în ureche un zgomot permanent de vreo câțiva ani de zile. Aș vrea să știu dacă pot scăpa. Bănuiesc că e vorba de tinnitus. Da. Acufenele sau tinnitusul este unii sau bilateral? Unilateral, în urechea stângă. De cât timp îl aveți? Ei, de vreo câțiva ani. Na. Am început cândva un tratament cu, parcă Sermione se chema. Da. Sermione. Stugeron, vreo trei luni de zile n-am simțit niciun efect și n-am mai făcut nimic de atunci. Ce pot să vă spun este că zgomotul pe o singură ureche este mai periculos, dacă vreți, decât zgomotul când este în ambele urechi, pentru că, în mod normal, există o simetrie. Și atunci poate n-ar fi rău, deși dacă au trecut atâția ani de când îl aveți, e mai puțin probabil să se dezvolte ceva acolo, dar nu e rău să luați un bilet de trimitere și să veniți până la noi să vă vedem. Mai aveți și altă întrebare? Dar vreau să știu dacă totuși există posibilitatea să scap de zgomotul ăsta, că din toate informațiile s-ar părea că e cam dificilă boală. Sunteți corect informat. Da. Nu pot să vă spun acum dacă o să scăpați sau nu și nimeni, niciun medic, fie că e din Los Angeles, fie că e din New York, din Paris sau din Kuala Lumpur, nu vă poate spune că vă vindecă de așa ceva, decât dacă se trezește așa, că se vorbească. Dar au fost și cazuri care s-au vindicat? Sigur că da. Hotărât, da. Vă mulțumesc. Vă luați un bilet de trimitere și veniți la domnul profesor la Spitalul de Recuperare. Sper să vin la dumneavoastră acolo la Spitalul de Recuperare. De Recuperare, exact. Veniți la Clinica ORL și vă vedem. Vă mulțumesc foarte mult. Sănătate vă doresc. Multă sănătate și dumneavoastră. Mulțumim că ne urmăriți. Da, iată că aceste zgomote sunt foarte... Da, este un, să știți, un simptom destul de frecvent. De altfel, 10% din populația unei țări ar trebui să poarte proteze auditive. Deci, după o anumită vârstă, toți unii surzesc în ghilimele. Deci, le scade auzul la 60 de ani, la alții la 90 de ani, să spunem. Dar, până la urmă, sigur, nu toți ajung nici 60, nici 90, dar... Până la urmă, este bine ca persoana să se integreze în mediu, deci să poarte o proteză auditivă. La noi nu există, că, doamne, cum să port așa ceva, dar să uită lumea la mine, mai ales la țară, privit asta ca o, mă rog, ieșire din normă. Da. Mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Ne auziți? Da, vă aud. Așa, de unde ne sunați? Tecuci Galați. De la Tecuci. Vă ascultăm, doamnă. Da. Am o rugăminte să-l întreb pe domn profesor. Sigur. Am fost operat acum 4 ani de zile la recuperare acolo. După operație, la câțiva ani, mi-au crescut o ciupercă în urechii. Și... Nu vă auzim. Nu vă auzim, dacă vreți să repetați întrebarea. Am fost operată la domn profesor. Asta am auzit. Asta am auzit, aveți o ciupercă. Doamne, așa. Tratamentul
Merge să vin să mă operez din nou la... Nu. Poate să mi-o adă sau să mi-o opereză? Nu e nevoie, doamnă. Dacă este o micoză, cum spuneți dumneavoastră, o ciupercă, ea poate fi tratată și acolo, numai să știi ce să vădei. Deci sunt tratamente cu picături care se pun în urechi și vă vindecă. Vă este mai comod sau de asta așa, veniți la Iași și vă facem o analiză de acolo ca să vedem exact la ce sensibilă ciuperca respectivă și vă tratăm. Dar se poate și la Tecuci sau la Galați. Sau la... Deci ori mergeți acolo la Tecuci, la un medic orelist, ori veniți cu bilet de trimitere la Iași, la Spitalul de Recuperare. Da, iată că pacienții, telespectatorii noștri ne urmăresc. Domnule profesor, spre finalul emisiunii noastre, pentru că a trecut repede și de această dată, cum se recuperează, cât de greu, cât de ușor se recuperează un pacient care a fost operat, care, eu știu, a beneficiat de tratamente la dumneavoastră? Unii se recuperează mai rapid, alții mai puțin rapid. Vedeți, în momentul când cineva vine și spui că trebuie să fie operat, are un sentiment de da, de ce să mă operez? Nu se poate și să nu exact, mă operez. Exact, să iau un medicament și să-mi pleacă. În momentul când îi confirm și, mă rog, se hotărăște totuși să se opereze la tine și să nu se ducă în altă parte, care i-o promis că se îi dăm, vindecă și se vindecă, da, și întinerește. Așa, urmează o a doua discuție. O operație, cu cât este mai radicală, cu atât este mai eficace, ca să spun așa, dar cu cât este mai radicală, cu atât determină o ablație, o extirpare mai mare de organ. Deci, și riscurile și, sunt riscuri. Și mai mari. Și atunci, în asta constă, eu știu, dacă vreți, maestria, hai să spunem, a chirurgului, capacitatea lui de a se orienta și de a lua decizia corectă între mai mult și mai puțin, să fie exact cât trebuie. Da. Despre maestrie vorbim în cazul dumneavoastră, pentru că e o viață dedicată chirurgiei și acestui domeniu pe care dumneavoastră l-ați înființat la Spitalul de Recuperare, Clinica ORL. Noi vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea cu care ați răspuns invitației noastre. Vă mai așteptăm la noi. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, stimați telespectatori, vă invităm să rămâneți cu emisiunile Prima TV și Tele Moldova. Noi ne revedem lunea viitoare la orele 17:30 la emisiunea Telemedicina. Până atunci, să fiți sănătoși!